Salut vericilor, dați subscribe la Valistar că e vericul number one. Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Slashing Simulator. Hopa, claim. Bă, ce s-a întâmplat? Mount gratuit la început de episod. Nu uitați să dați un like anos bangos pentru că am primit un mount gratuit. Hopa, și o sabie gratuită. Bă, ești nebun? Mamă, câta sabia, vericule! Wow, ia să vedem încă ceva nou, un pet. Bă, de jocul ăsta e OP din start și văd că am aici un cufăr. Ok, deci aici e un reward, ia să vedem, și ne dă coinuri. Bă, e ok coinurile. Super mișto, deci din start ne-a dat niște lucruri bengoase rău de tot. Nu știu cum, ia vezi, equip, vericule, vezi ce e aici, uite atacă, bă, super slash. Bă, ce nebunie de joc, nu se înțelege nimic, dar văd că avem aici ceva cu... Rebirth-uri, vericule, vezi că dăm rebirth-uri pe jocul ăsta. Ia să vedem, dăm rebirth-uri. Și ce mai avem pe aici? Șopanos, ok. Văd că sunt tot felul de lucruri. Ăsta să merge mai repede, dar nu mai avem bobux. Auto slash, bă, cum face capra nebună, bă. Ia uite, îl violăm pe ăsta. Ia zi, vericule, l-am rupt cu totul. A picat, trebuie să strângem de aici că nu mă prind. Aaa, vezi că e încă unul aici. Ia vezi că le rupem. Mamă, ce joacă nebunească. Și mai dăm aici niște rebirth-uri. Apoi putem să dăm rebirth-uri așa într-una. Ia să vedem cum ne crește, bă. Coin level, ok, deci nu prea ne crește acolo. Rebirth-uri 10. Ok, deci asta e un rebirth, 3 și 10 rebirth-uri. Ok. Și în principiu am putea să dăm rebirth-urile astea destul de repede, nu? Bă, interesantă joacă, îmi place. Și văd că ne spune să stăm aici, what? Ce vrea de la noi? Bă, ce vrea, mă, de la noi de ne spune să stăm aici? Ha, mă, dă rebirth-uri. Cred că are un pic așa laggy. Și ia să vedem ce avem aici. Cell, ok, sword. Backpack. Mamă, câte backpack-uri sunt, vezi că e bine, storage 100, storage 200, câți bani avem, cred că ăsta e coinul nostru, 350, hai să luăm și noi storage-ul ăsta, vezi că e bine, și arma asta sigur e o penă, are rost să o schimbăm, iar avem de deblocat aici, băi, e o joacă nebunească de început așa și diamond, băi, ok cu diamond, și auto, ia să vedem, vezi că mai avem un cufăr aici, da, bă, cufăr, bă, cufăr. Cred că e buguialăs, ok. Și dacă vă place joacă, nu uitați să dați un mare like. Slash boost. Bă, dar e nașpa că durează un pic cam mult. Vedeți cum mă dau pe ăsta? E un bug aici. Și nu înțeleg ce vrea de la mine aici. Ok, ia să vedem index. Hai că nu cumpărăm nimic momentan. Avem petul pe care trebuia să-l echipez, dar nu l-am... Mamă, fac milioane acum. Vericule, facem milioane. Unde e? Opa, distrugem tot aici. Uite un cap. Bă, rață. Distruge rața, distruge-o. Bine, veric. Mamă, dar rupem totul. Deci ne trebuie 550 de bănuți. Hai să mergem să vindem. Bă, n-am dat sell. Ce s-a întâmplat? Merge să apăs pe shift. Am și eu space ceva aici. Bă, n-am nimic. Ok, hai să vindem. Și ne-a dat un K. Vezi că e bine și un basic egg. What? Să deblocăm, să deschidem. One free, opa, vezi că e bine, ia să dăm, să vedem ce ne pică, 19%, vezi că e bine, ne apare aici înainte. Am terminat și noi tutorialul, veric, și mamă ce slabă, hai să-l echipăm și pe ăsta, dar, bă, de ce ăsta zici că e turmentat, uite-l cum face, vericu, vine vericu călare. A, pe asta l-am luat oricum, cred că era un event ceva pe care trebuia să-l facă oricine și era deblocat la toată lumea, ceva de genul, zic, habar n-am, ia să vedem cât ne dă acum. 1.08, cam puțin. Am nevoie de level 7 și de 550 sau pot direct să intru? Da, n-am level. Păi hai că ne băgăm aici la nebunea la asta. Mamă, cum ai rupt pe ăștia instant. Și gata, am făcut level 8. Băi, ești nebun. Băi, deci n-am înțeles nimic din joc asta. E așa totul insane de repede. De n-am înțeles nimic. Hai să mai dăm aici rebirth-uri. O să dau rebirth-uri de-astea non-stop. Da, deblochează. Bă, am level 8. Așa, vericule... Iar cu porcăria asta nu mă interesează, dăm aici un sell și avem 7K, vezi că e bine, hai să mai luăm la backpack, să vedem ce nebunii mai avem aici, 14K, cam mult, 10K, iar e prea mult, 3.5K, bun,
armă, cred că e prea OP asta, nu trebuie să o schimb. Și ia să vedem. Vericule, distrugem cavaleri, distrugem scuturi, mamă, s-a încărcat instant aproape toate nebunelile, doar că e nașpa că m-a trimis înapoi aici. Ok, și de unde cumpărăm și noi unde ăsta upgrade? Ia să vedem upgrade-uri aici. Ok, player, speed, bă, nu cred că îmi trebuie sword damage, more rebirth, uite aici. Perfect. Și acum ar trebui să dăm mai multe, dar dăm 50. Adică cu diamante trebuie să luăm, interesantă joacă. Ok, uite pe ăștia cum arată. Bă, dar ce-i cu rața asta nebună de apare mereu? Dă-i. Bine, am rupt rața. Și hopa, avem un boss aici. Dar stai așa să-l vând. Bă, ce-a făcut, mă? A, nu, e ok, m-a teleportat bine. Să distrugem boss-ul ăsta nebun. Instant, easy. A fost asta, easy, guys, easy. Mai dăm aici rebirth-uri ca nebunii. De fapt, pot să dau rebirth-uri într-una. La cât de repede farmează petul și cu sabia asta, sau nici nu știu exact ce farmează atât de repede. Și ia să mai băgăm aici un backpack mai mare, 14. Ah, nu mă lasă să deblochez așa șaurele, netrebnicul ăsta mic. Păi și? Astea sunt blocate? Bă, ce-s blocate? Să vezi că sunt blocate, că n-am deblocat zona respectivă. Păi astea sunt slabe. Uite cât dă ăsta, 500 damage! Mamă, ce forță! Și avem și event aici. Ah, ok, deci eram un event, am avut dreptate. Avem level 21, guys. Deci un joc mai bombă ca asta, în care să faci aproape instant level și să domini toată harta, eu n-am văzut. Deci am intrat, am primit astea de la event și du-te, dică că e forță, e nucleară. Ia să vedem, avem un boss și aici. Opa, avem și confuse, ok, nebuneli. Ia să vedem pe ăsta. Instant, easy, nici nu m-am deranjat. Ia să vedem la ce mai e pe aici. Hai mă să luăm unul de curiozitate, așa 3K. Și ce ne dă, ce ne dă? Un rechinaș, ok. Și văd că avem cu fuse aici. Bă, nu l-aș pune pe ăsta, că mie că îmi dă un fuse de la nasol și... Deci avem nevoie de 3 de aceleași tip. Hai să mergem la următoarea zonă. Am deja milioane la bani. Deci e insane această joacă. Mamă, s-a umplut instant. Ia să vedem aici un nou backpack. Candy ăsta direct. Și așa e prea mic pentru mine, dar din păcate nu pot să deblochez mai multe. Hai să mai dăm aici la joaca asta nebună rebirth-uri. A, rebirth-urile ne dau diamante. Vezi că acum m-am prins. Hai mă, rebirth. Nu înțeleg de ce mă pune să aștept. Dă bă, rebirth. Mă pune să aștept aiurea. Și trebuie să mă întorc pentru upgrade-uri. Bă, asta e nașpa. 400, bă, cât pot să dau ca nebunul. E insane. La 400 de rebirth-uri. Hai mă, mai dă încă unul. Câte diamante îmi dă? N-am fost atent exact, dar parcă 100 de diamante ne dă ceva. Și am nevoie de level... A, păi am de level 21, mă. Hai să înaintăm și noi, zic. Să vedem ce mai avem pe aici. Scheleți, tot felul de nebuneli. Aici ceva cu un boss, cred că e și acolo. Hai să luăm următorul backpack. Tot așa că avem o căruță de bani. Uite, e o flacără. Interesant. Și chiar îmi place că e ceva de genul... un speed game, doar că n-am băgat bobux, adică efectiv dacă băgam bobux și luam game pass-uri, puteam să fac acest speed game. Îmi trebuie level 70, ok, bani avem, level n-avem, hai să stăm aici să farmăm level. Vedeți cât de repede merge treaba cu levelul? Și cred că, uite, mega boss, ok, cred că ăsta o să ne dea ceva level, zic eu. Acum, nu știu 100%, dar așa sper. Ia vezi, vericule, că am făcut level 65 și a venit mega boss-ul. Mamă, cât de greu îi dăm damage. Partea bună e că el nu mă atacă, sau cel puțin nu observ că m-ar ataca. Dar foarte greu, mamă, că spamez aici. Bă, o să se audă urât pe video, dar n-am ce să fac. Haide să-l batem. Văd că stă așa nemișcat. Bă, partea asta să spun că îmi place și nu prea îmi place că nu se mișcă. Mi-ar fi plăcut totuși să fie interactiv cumva. Uite cum dă capul ăsta, bă, și țapă cum se înfige, dedică, dă-i, mamă, rupt tastatura în două, gata, o rupa și pa. Câtă viață mai are? Bă, mai are un sfert, hai că mai avem un pic și mi-am dat și eu niște rebirth-uri aici să fiu mai bombă. Uite, am level 65, ok, levelul de sus, dar nu apar rebirth-urile aici, ceea ce mă enervează. Și hai că mai are un pic, hai, du-te, dedică. Țapul ăsta e nebun rău de tot cum face, l-am distrus. Și level 134, insane, vericule. Hai să mergem la lumea numărul 2. Ia să vedem ce e aici. Opa, un nou mount, interesant, alpaca.
la Lama și TP. Sper că în zona asta o să am toate beneficiile astea, să-mi dau upgrade, să... Ce e asta, vericole, că nu m-am... Să nu spui că îmi dă TP. Mi-a dat înapoi TP, ok. Chestia asta e cam interesantă, e un fel de teleport, dar nu mă interesează. Forbid area, ok. Ce-o fi? Grup, nu mă interesează, dăm sell. Hai să luăm aici backpack-ul cel mai bun. Asta de 8 milioane? What? Cred că a fost un bug ceva? Nu. Asta e cel mai bun, surprinzător. Ok, luăm și un ou aici de test, să vedem ce se întâmplă. Bă, rar, vezi că e ok, rar, e ok. Văd că avem cu Bobux și cu 2.5 ca rebirth-uri, ok. Interesant, deci ne ia din rebirth-urile astea cumva. Nu m-am prins exact, dar în fine. Și hai să echipăm și noi asta, câte putem echipa? 3, ok, o să scoatem porcăria asta și punem shark-ul. L-am pus, mă, da, mă, am 3. Vezi că e forță. Ia uite peștii aici cum stau, vericule. Nu stați în fața mea, nu stați în fața mea. Și trecem la următoarea zonă. Asta îmi place, e insane la jocul ăsta. Pentru că boss-ul ăla mi-a dat level foarte mare, am putut să trec la următoarea zonă. Luăm și următorul backpack. Porcăria asta de 100 de milioane, ok. Și hai să facem că ne trebuie level 140. Easy peasy boss. Avem aici un boss. Tot așa e greu de bătut, mamă, să vezi cât îmi dă și ăsta level. Haide. Și să nu uităm de ăsta penultimul, vezi că e forță veric. Hai. Băi, scuze că o să se audă tastatura pe video așa urât, dar spamez aici ca nebunul. Hai. Aude peturile mele, upa. Și un multiplicator aici de coinuri, vezi că e forță. Mai avem puțin, cred că îmi dă ăsta 160. Cred că 160 îmi dă. Ia să vedem. Hai, vericule, nu pica netul. Și mi-a dat 156. Bă, e ok. Hai să mergem la următoarea zonă. Deci, nu știu niciun joc în care să faci chestia asta așa easy, să te duci dintr-o zonă într-alta easy, neanos. Scăpăm de porcăria aia, luăm aici backpack. Asta chiar arată backpack, ok. Și avem și un boss aici, zici că e din anime. Mamă, dar durează prea mult la asta. Hai că nu mai spamez așa ca nebunul. Și avem upgrade din nou, yay! Și băgăm aici pe... Opa, alte upgrade-uri. Vezi că sunt alte upgrade-uri. Pe damage, more level up, more pet, plus equip pet. Asta e mișto, dai cam mult. Dai cam mult, level 280, 55 billion. E interesant, dar hai să facem altă nebuneală. Ne întoarcem și dăm upgrade-uri. Ca nebuni acolo, maxime. Bă, dar... Mă enervează că nu merge și ăsta mai repede. Bă, stai așa că aveam un nou mount. Lama. Deci are speed 25, ok. Speed 60, ok și damage. Deci de asta dădea așa ca nebunul. Hai că îl lăsăm pe ăsta că e mai OP. Ok. Kraken Ride. Bă, are și ride-uri. Vezi că e forță. Cât de mișto arată gura asta, dar nu, pe noi ne interesează să mergem chiar la început. Pentru a merge la upgrade-ul ăla. Nu mai știu exact unde era, la prima, aici nu era la prima. Mamă, cât ai ăsta, vericule! Titan Arena, mamă, am nevoie de level 300, vezi că e insane. Și să vedem boss-ul ăsta, easy, one shot, one kill. Ce putea să facă? Și uite aici la upgrade. Și mergem la Mori Bird. Și dăm aici, nu mai avem diamante, ok. More experience, more level up, more diamond, more heal. Nu mă interesează că și așa nu mi-au damage. Level up, nu? Zic. Mai bag o dată? Nu, hai să iau astea, ce sunt așa basic. Ok, le luăm așa, că și așa avem o căruță de diamante. Hai să luăm tot heal-ul ăsta, zic. Și player speed, da. Mai avem bani pentru ceva, nu mai avem bani. Ia, vezi, vericule, cum aleargă și putem să ne dăm 15.000 de rebirth-uri. Doar că o să dureze un pic să facem... aproape 500 de milioane de slash-uri. Cam durează un picuț. Dar, guys, cam asta e joaca. Sper că v-a plăcut acest mino. Bă, ăsta face urât rău de tot. Hai să vedem totuși alpaca cum e. YouTube și pe asta face urât. Da, e mai înceată, dar e mișto. Sper că v-a plăcut joaca. Nu uitați de un like și de un subscribe. Vă pupă, Vali!